Săptămâna începe cel mai important reality show matrimonial din România și ca orice reality show și noră pentru mine are nevoie de concurenți. În acest scop s-a format o caravană care merge din oraș în oraș în căutarea celor care doresc să participe la show. Ieri caravana a ajuns la Bacău. Tinerii din Bacău au luat cu asalt caravana, au uitat pentru câteva momente de terasa și strandul și s-au înscris la preselecție. Eu am găsit și fete și băieți, sunt foarte prietenoși și dorni să se înscrie. Poate vor ajunge în show. Sper ca cineva din Bacău să fie printre cei aleși să participe în cadrul show-ului nostru, noră pentru mine. Pentru curajul de care au dat dovadă, tinerii au fost recompensați cu premii. Avem telefoane, șepci, căni, tricouri și nu în ultimul rând un bilet care va trimite pe el sau ea la castingul final de la București. Pentru biletul către București, la marele casting de la București, noră pentru mine. Valentina tocmai a făcut o extragere pentru fericitul câștigător al unui bilet către marele casting de la București. Conache Sergiu Iosif din Bacău. Ești hotărât. Atunci felicitări, ai un bilet. Foștii participanți au vorbit cu drag de emisiunea în care viața lor s-a schimbat și speră ca show-ul să le poarte noroc și altora. Este emisiunea în care eu mi-am găsit jumătatea, soțul și viitorul tătic. Sâmbătă am avut nunta și cu o zi înainte am aflat că sunt însărcinată. Reality show-ul Noră pentru mine începe din toamnă la Antena 1 și va fi prezentat de Mihaela Băureanu. Dacă vreți să știți când va ajunge caravana în orașul dumneavoastră, puteți intra pe site-ul www.norapentrumine.ro, unde veți găsi atât un număr de telefon la care puteți suna, cât și o adresă de mail unde vă puteți înscrie. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment.